trupul lui Iisus. Să oprină izvorul de cucernice murmurii, preamărind neprihănirea fecioriei ei de-acum.
la stână, cinci păstori, auzind bunăvestirea primilor colibători, au plecat și ei să vadă și din pragul Sfintei Pește, colindară lui inimi și din fiere de meșteri. Străbătură multe țări, prime leaguri neștiute, urmărind pe vestitoare până în plaiurile sfinte. Și continuare drumul magicile a răsărit, steaua i-a călăuzit până fructul l-au găsit. Atunci magii i-au adus aur, smirnă și tămâie. Bucuria i-a pătruns că au avut mărețul har ca să-l vadă pe împăratul cel vestit din vremi străbune. I s-au prostenat în taină, i-au adus lui plecăciuni. Noaptea când păstorii îl vede, lumechează o lumină mare.
credeți că mai